Tineri. Deci tu, deocamdată, ca să mare realizare de 3 ani și te bucur mult, cu munca muncești în totul, dar cine o fi asta? Nu știu. Deci e cu ochii închiși, ochii deschiși? E cu ochii închiși. Ochii închiși. Mai mare, mai mică decât mine? Eu cred că e mai mare ca tine un pic, da. Mă cunosc? Păi e aproape de tine. Și la drum ai văzut, la drum. E la drum. Aici acasă, uite, două puișori, cioc în cioc, doi pui, cioc în cioc, uite, două păsărele. Ce cu ei? Două păsărele, adică tu, el se întâlnește cu una și parcă stă cioc în cioc cu ea. Și vezi că te îndrăgostești și știi ce e nasol la tine? Mm. Că pui potul, tu cam pui potul când te îndrăgostești, da? De cine mă îndrăgostesc? Te îndrăgostești de o fată, o fată cu A. Alo? 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 Vorbesc singură. Mă simt confuză. Să închid sau vorbești cu mine? Poftim. Ce ai făcut aseară? Mm-hmm. Da. Exact, da. Vreau să știu ce ai făcut aseară. Nu ai răspuns la telefon, te-am sunat de 5 ori. Am numărat, după care m-am culcat și mă trezesc la fix 4:32 cu un mesaj de la tine. Că faci infarct și că-ți pare rău pentru tot? Mi-e sete. Ce? Am sesizat o voce feminină. Băi, târziu, băi, la muncă, băi, știi cât e 6, băi? Ce? Băi! Hai să-mi bag. Noapte albă, unul doarme pe stradă, banii de chirie i-a dat pe boabă. A zis că e student, a rămas repetent, se simte ca nasol, marți a fost în control, azi e joi. L-am întrebat la ce facultate e, a zis un ATC, am zâmbit, un actor prăjit. Liber și frumos. Adorm în tramvai și dau să mă ridic și o doamnă zice: vai, nu sunt stare de nimic. Aha. Stație vine lângă mine, ci că la revoluție era o damă bine, aha. Și m-a prins un controlor, cardul meu era cam gol și mă uit la semafor. Sorry bro, aici cobor. Hei, te-am poliția, dar nu dai el. Nu dai el. Nu dai el. Bine, nu dai el. Dată e pe dos, să fii liber. Liber și frumos.
relație se trade păr, unu-i la pelican, celălalt e de la Uber. Merg mai departe, îmi văd de treaba mea, nu cred că lumea era, dar s-a pierdut un pic cu firea. Sună mai încolo, mă super grăbesc la muncă, mă doare capul și nu am acum timp pentru asta. Te rog, nu te supăra și înțelege. După ce mi-ai închis telefonul, mai devreme am început să devin agitată. Am intrat pe Google și am citit pe cutica că ar trebui să te ascult înainte să judec. Așadar, nu-ți cer să-mi explici acum. Te las să-ți construiești minciuna. Și revin cu un telefon mai încolo. Acum plâng. Și vreau să fiu singură. O zi bună. Atenție! Se închid ușile. Dimineața mea e lină, mă trezește o bormașină și stau să mă gândesc uneori cu ce greșesc. Cred că am întârziat unde nu știu, am uitat. Mi-am luat haina și-am plecat, nici pe dinți nu m-am spălat. Ajung iar la metrou, parcă aud ca într-un ecou. Cineva mă face bou, am cafea pe tricou. Simt că nebunesc, așa nu vreau să trăiesc. Tot timpul mă grăbesc să clipesc, e un stres. Mereu tine, mereu pe drum. Ce faci, tată, noapte grea? Eu apreciez ce faci tu, foarte. Dar noi aici avem o treabă de făcut. Trebuie să mă anunți. Aici ne ajutăm unul pe celălalt. Inovăm, cultivăm talent. După cum știi, magazinele noastre sunt prezente în București, Constanța, Ploiești, Brașov, Târgoviște, Galați, Vaslui, Iași, Teleorman, Timișoara, Tulcea, Sfântul Gheorghe, Arad, Câmpina, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Sibiu, Cluj, Deva, Reșița, Satu Mare, Baia Mare, Zalău, Bistrița, Vatra Dornei, Piatra Neamț, Bacău, Suceava, Botoșani, Bârlad, Mangalia, Brăila, Târgu Mureș și multe alte localități. Eu de asta sunt aici, ca să vă ajut pe voi. Băi, Dorele, du-și tu să alea în spate, băi! Baxurile, ce e alea? Da, tăcere. Așa că, șopăii șopiștilor! Următorul client, vă rog. Bă, colegu, cine-i gagica aia? Băi, și bună e asta, băi! Asta e cu brâncuș, bă! Munca muncești în totul, dar cine o fi asta? Așteptați! Așteptați! La plăcerea mea! V-am dragostit de o fată cu un tatuaj la coadă la mega imagine.
ziceam. Am visat o fată și nu o cunoșteam. Uite că a intrat, fiți de ea vorbesc. Eu simt că mă topesc. Mă știi cumva, te rog, spune-mi cum o cheamă. Trebuie să fac cumva să nu bag în seamă. M-am drăgostit de o fată cu un tatuaj la coadă la mega imaj. M-am drăgostit de o fată cu un tatuaj la coadă la mega imaj. Colegul n-o lăsa să iasă pe stradă. Te rog, fă cumva și fă o coadă. Cheamă pe Dorel să facă o anulare. Te ajută, tati. Mă duc să iau o floare. Ce să fac, nici nu mă bag în seamă. Îmi fac curat, mă duc și aflu cum o cheamă. Bună ziua. Ai zis că azi ți-e o zi liberă și e primul avion până în București. Nu da, vă spărați. Înțeleg că ai multă muncă, dar... Nu vă spărați. Cheie sau card? M-am drăgostit de o fată cu un tatuaj la coadă la mega imaj. M-am drăgostit de o fată cu un tatuaj la coadă la mega imaj. M-am drăgostit de o fată cu un tatuaj la coadă la mega imaj. La coadă la mega imaj. La coadă la mega imaj. Că nu era nimeni, mă, Alice. Ai, nu te supăra, te rog, eu muncă, a fost... A, mă, te rog frumos, termină, că n-a fost nimic, ce nu înțelegi? Bă, dar doar atâta știi să faci? La control mergem, da. Cum ți-a fost seara? Super. Frate, eu de o lună de zile sunt îndrăgostit și... Mi se pare tot așa... E mult mai mișto, frate. Da? Și cum v-ați întâlnit? Asta e chiar e o poveste super haioasă. Fii atent. Deci... Ia uite, mă, și mă pătrânește cu ochi. Așa? Așa, frate. Într-o seară, fii atent. Mă duc eu și m-am oprit într-o parcare, stăteam așa, eram supărat și mă uitam la un bec și... Am zis așa în gândul meu, m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, las-o dracu, Doamne, dă, Doamne, și mie să-mi găsesc și o fată, să fiu și eu legal cum ar veni, știi? Mă duc acasă după seara asta cu becul și mă duc acasă, intru pe Facebook și ce crezi, frate? Ce crezi, frate? Primez friend request de la una, nu mai a primit semn de 6 luni. Și ea a intrat pe mine, frate, ea s-a băgat în seamă, ea m-a chemat în oraș, ea m-a pupat. Să vezi ce vorbe aveam în mine, să vezi ce liber mă simțeam, zici că eram așa... Vodă prin lobotă!
Ancre. Ancuțe. Auzi, dacă vrei, îți arăt și ție parcarea și becul la care m-am uitat. Salutare, frate, să ai o seară frumoasă și vorba aia, să știi, dragostea învinge întotdeauna. Să nu uiți să-mi dai și mie un rating bun, te rog eu mult de tot. Bună. Hei, bună. Uite-l, ai prietenul bă, de care mă povestea de la Sparta seara atât de tare de rasă, facă infarct. Ești drăguț, să merg cu fostul meu prieten, că avea părul lung. Mulțumesc! Bă, mixează-l atunci, seara asta, stai și noi? Băi, eu nu vreau să stau foarte mult. Hai, mă, stai! De la 1 până la 10 ne pierdem prin nume. Se formează o pereche cu forfete și băieți. Nu-i frumos să refuzi o fată? Dar nu vreau să gândești ce stau la Radu, sunt tata de seara. Mă, dar ce se vei cu fostul meu prieten? Auzi, stai prietena? Băi, Hai până la baie! Poptim! Hai până la baie! Băi, Hai, taci! Sărută-mă! Și înghite asta! Bă, tu ai prietenă? Prieten, nu te... trebuie să facem cumva să... Cum să-ți explic? Trebuie să facem cumva să... Ascunde-te sub canapea! Poftim? Ascunde-te sub canapea! Să mor tu! Nu vorbesc foarte serios, trebuie să te ascund sub canapea, acum! Cineva sub canapea? Nu-i ceea ce crezi, de fapt nu mă vezi. Eu nu sunt aici, înțeleg ce zici. Nu-i ceea ce crezi, nu vrei să vezi ce se întâmplă aici. Suntem doar amici. Mama ta îi zis să-ți dea ceva.
ceva să te calmez. Nu vezi că iurez, te ofilești ca o floare. Mai bine faci o plimbare, nu țipa la mine, că nu-ți fi de cine. Baby, trebuie să facem ceva. Asta plânge în baie, nu scap de ea. Nu-i ceea ce crezi, de fapt nu mă vezi. Eu nu sunt aici, înțeleg ce zici. Nu-i ceea ce crezi, nu vrei să vezi ce se întâmplă aici. Suntem doar amici. Maticiuc avea dreptate, sunt semne. Ai început să te vezi cu altcineva. Dar doar așa puteam să am elementul ăsta de surpriză. Iartă-mă, scuză-mă tu pe mine că te-am prins. Te rog, calmează-te și hai să-ți explic. Taci, că nu e nimic, taci, nu e nimic de explicat. O să sufăr un pic și o să-mi treacă. Taci din gură și eu vreau să-ți spun ceva. M-am culcat cu toți prietenii tăi. Na! Auzi, tată, mă ajungi pe mine cu ceva? Da, spune-ți. Cum să zic, am o fată acolo în Bragadiru, de unde sunt eu. Lucrează la o frizerie și uite, îmi tot trimite niște chestii de-astea galbene. Păi, tată, cum le zice la chestiile astea galbene? Sunt emoticoane, bre. Cred că vrea să-mi transmită ceva cu ele. De asta sunt ca să... Nu, tată, stai așa că-ți explic eu. E moartă după mine. Cred că vrea să ieșim în oraș, când fiecare zi când îi scriu îmi zice la revedere și îmi pun înghețată de-asta, fără cornet, știi? Eu știu că vrea să ne tachinăm așa, că eu îi termin cu cornet. Bă, uite-te cine a intrat. Ia uite, e la lăptic. E bun, bă. Dracu, nu merge casa asta de marcat. Sărmă, na. Ai spus aseară că vii. Nu vă spărați. Puteai măcar să mă anunți. Eu știu că ești un om ocupat. Nu vă spărați. Înțeleg că a trebuit să pleci la Berlin, dar măcar puteai să-mi dai și mie un sens. Bună ziua. Bună ziua. Cash sau card? Card. Card? Să tremur, fă-mi o anulare. Poate mă lasă să-i spun să facem o plimbare. Ai da, mă la inima. Ai da, mă la inima. Ea mă privește, mă ia cu vertij când o văd cum zâmbește. Dă să plece, încep să ard. Îi văd numele scris pe car și pe bonul de masă să am pardon. Aida, Zodia Scorpion. Aida, mea la tinima. Aida, mea la tinima. Așa de frumoasă, nu înțeleg ce-i în mintea mea.
poate mă lasă într-o zi s-o invit la cafea. Am zis eu că nu vă dau pungă. De ce nu mai dați pungă? Da, eu nu înțeleg. De ce? Că eu veneam până acum, trebuia să spuneți că nu mai dați pungă. De ce nu mai dați pungă? Dar nu înțeleg de ce țipați la mine. V-am întrebat dacă aveți sau nu pungă. Să-l oprească pe huliganul ăsta ordinarului. Doamnă, dar de ce mă faceți huligan? Vă rog frumos să nu mă jigniți. Chiar n-ai niciun pic de respect? Chiar nu vezi că nu le pot duce fizic pe toate? Că am nevoie de pungă. Cum vrei să le duc dacă n-am pungă? Dacă știam, veneam cu un cărucior cu ceva. Dar așa mă pui în fața situației împlinite și eu cum le duc pe astea acasă? Doamnă, am zis cum le duc? Le duci tu? Pungă. Le duci tu? Doamnă, nu înțeleg de ce se faci la mine. V-am întrebat dacă tu, dacă voi sunteți așa de deștepți. Dacă tot așa vă credeți voi, generația asta, atât de inteligenți. Boule! Doamnă! Să vină șeful de magazin. Că dacă nu sun la protecția consumatorului și vă bag în pușcărie pe toți. Mache! Nu! Mache! Nu te fă că nu mă auzi. Stați așa un pic. Unde să stau? Nu am unde să stau. Mache, vină un pic. Ce? Stai la clasă. Stai zi la casă, ce nu vrei minute. Să-mi dai pungă. Da, doamnă, spune. Nu te strâmba la mine. De ce ai făcut semne? Bă, cred că nu mă auziți. Tocmai asta a spus, că o să vă dea pungă. Îți dau una peste botul ăla, umplu sângele, cu sângele tău pe rafturile astea. Dar n-are rost să jigniți, doamnă, chiar n-are niciun nu sens. Înțelegi? Termină, uitați, vă dăm noi o pungă din partea casei. Încetează. Păi, a, nu, atunci două pungi, doamnă, poftiți. Chiar ai nebunit? Chiar nu vă dați seama? Eu vin aici la magazinul ăsta de ani de zile. Nu faci tu legea, crezi că dacă nu, ai despre asta este prete, vorba. Faci legea? Uitați, luați și o măgură din partea noastră, da, o măgură, doamnă, gata. Sunteți liber? Deci v-am găsit la fix. La... la gara. La gara, vă rog. Deranjează țigarea? Mamă, mâncați așa, am o clientă aici la romană. Mă tot sună, mă tot... Că îi răspund imediat când termin cursa cu tine. Trebuie să o duc undeva să, nu știu, mă mai ocup de fetiță, să iau fetița de la grădiniță, face și baleta aia mică, mă duc, o iau de la balet, o duc acasă. Nu știu cum să fac să o prind pe mămica. Fost și la mare, și la munte, dar tot cu fetița, știi, că a fost și în cameră de aia, cu trei paturi de alea, două normale, dar separate, așa, despărțite, și fetița la mijloc, într-un pat din ăsta mai mic. Și am zis să poate facem cumva, zi. Mergem astăzi la Peleș, că e, na, ziua regelui. Mergem numai noi doi, mâncăm o înghețată acolo la Peleș ceva. S-o prind cumva să-i o dau la bișpoacă. Dar vorba aia, cum e vorba aia? Nu rămâne o casă nevândută cum nu rămâne nicio femeie nef... Bosulică? Îți dau un telefon? Nu mă interesează, mersi mă. Ia, stai puțin, da. stai așa puțin să-ți arăt. Ia uite aici. iPhone frumos, 5S pe alb, ieri mi-a venit în Germania. Nu? Vrei 6? Dar nu. Ia stai puțin. Giulie! Giuliano! Da, mă! Ia vino, frățioară, lasă-l mă pe ăla, dă-l dracu de sărac, vino cu aia. Bă, ia stai așa. Bă, cum e trei, dar... Ghiozdanul ăsta? Care e treaba? Poftim? Giulie, ia cheamă-l pe Antonio, mă! Să... Ia veniți, mă, copul! Chiar trebuie să plec. Ia zic cum e, trebuie, de unde vii? Da, de nicăieri. Ai și tu bani pe tine, ia să-l împică. N-am niciun bani. Aha. Ia zi, mă! Ia dă ghiozdanul ăla în coace, că mâine mă duc la școală. Hai, hai, dă-l în coa, am zis. Bă, dă-l în coa, ce... Hai, mă, dă-l în coa, dă-te, drag to the frame, că-ți dau și două capaci. Dă, bă, ghiozdanul! Ia, uitați-l la frame.
Ia vezi laptopul ăsta cum metri, ia-l de aici. Ia uite, 2 milioane, n-aveai bani cu metri. Dar dă-i drumul de aici. Hai, ceau. Sta după personal, nu mai am răbdare. Unii la munte, alții la mare. Și mă uit pe tabelă și totul e un mare clișeu. Am o privire tembelă, m-am pierdut pe traseu. Nu am bilete. Personal, nu mai am răbdare. Unii la munte, alții la mare. Cine dracu te mai sună de pe număr privat în ziua de azi? Alo? Alo? Oaru? Eu am impresia că te știu de undeva. Stai că știu de unde te știu. Tu ești băiatul ăla de la Megau de lângă mine, căruia îi se tot strică casa de marcat. Zăbavă și ai să fii fericit. Păi de ce fugi de mine? Chi se-ncăresc, așa e frumos, așa te iubesc. Chi se-ncăresc,
se încăresc. Așa e frumos, așa te iubesc, că se încăresc. Serios. Eram cu mama, bunica mea și Mița, prietena mamei. Și biletul era în bereta mea și am scos capul pe geam ca prost și am pierdut și bereta și biletul. Și tu deștept foc. Da, nu, mare scandal a fost atunci cu controlorul. Mama, eram horror atunci, dădeam teroare la toată lumea. Între timp m-am calmat. Bunica mea a murit. Cu mama nu mai vorbesc de 2 ani și cu Mița... Asta îți povestesc altă dată. Mai bine, hai, zi tu ceva de tine, că numai eu am vorbit. Păi ce vrei să știi? Cu ce te ocupi? Eu lucrez la bancă. Am un job. Am muncit mult ca să ajung aici. Am înțeles. Am ajuns aici, deci e un început. Eu am vrut să mă fac cântăreț. Păi știi să cânti? Nu, cânt oribil. Păi hai, cântăm și mie ceva. Nu pot. Ha, mă, nu-ți fie rușine. Uite, dacă tot au ăștia chitara asta aici, hai să cântăm împreună. Știi să cânti la chitară? Nu, îmi place așa să țin în mână. Ha, mă, hai să cântăm ceva. Hai, cât de penibil poate să fie? Mai penibil că aia în centru vechi era karaoke, nu cred că e. Păi, chiar mișto locul ăsta. Deci... Strigă
Regina. Neața. Man, mersi că m-ai lăsat să stau la tine joi dimineață. Mi-am găsit cheile. Erau pachetul de țigări. Ce prăjită sunt. Power. Stai liniștită. A, da. Sper că n-ai avut probleme cu gagica ta din cauza mea. Nu, stai liniștită. Am lămurit pe toate până la urmă. Auzi, că tot e duminică, vrei să luăm chei și să ne facem praf? Nu, stai liniștită, sunt foarte obosit. Vreau să mă duc să mă culc. Ți-ai dat în cap. Ce fac de genul? Tu de-abia acum ai venit din control, nu? Tu deja ești acolo. Hai, ai grijă de tine, da? Eu sunt ok, man, power. Pentru că vreau să știi că nu m-am culcat cu niciun prieten de-al tău. Am citit undeva că dacă o femeie înșală, stârnește. Și da, da, e adevărat, eu te-am sunat de pe număr privat. Atât am vrut să zic. Eu acum mă duc să ascult Carla Stream și să plâng. Ai grijă de tine. Trenul circulă cu oprire în stațiile Agigea Ecluza, Agigea Nord, Constanța, Megidia, Cernavodă, Petești, Cionița, București Nord. Le-am văzut pe toate. Nu odată, de mai multe ori. Și-am zis că poate soarele se ascunde mereu în noi. Dar eu nu mă uit în spate, mă uit în sus. Zâmbesc și zic, ai frate, măcar ai prins și tu un apus. Și se vinde chetamină în scară la vecină, o dă cu 300 de ron. Dar eu stau în pat, stau la mine în cap, casa șaptea șterge tot. Mă prinde dimineața și ea tot nu vie, mă plin prin gara de nord. Rimează dimineața cu o simfonie pierdută prin gara de nord. Bilete. Bilete. A venit o săgeată. Dar e în alte culori. Și-am zis că în viață e fain să te pierzi și tu uneori. În dreapta mea e o fată. Ne privim. Și stânga e o babă care ne face să zâmbim. Și apropo de vecină, au băgat-o într-o mașină pe care scrie mare Dico. Dar eu simt că se poate să se schimbe toate, așa scrie în oroscop. Îmi prinde dimineața și ea tot nu vie, mă plin prin gara de nord. Rimează dimineața cu o simfonie pierdută prin gara de nord. Mă prinde dimineața și ea tot nu vie, mă plin prin gara de nord. Rimează dimineața cu o simfonie pierdută prin gara de nord.
din gara de nord. Prin gara de nord. Cred că le-am văzut pe toate. Alo. Ce faci, mă, avocatule? Nu mai dai și tu un semn de viață? Gata, ne-am întors la facultate. Șmecheri acum, a? Scuze-mă. Am fost ocupat. Cum ești, mă? Nu sunt bine. Chiar sunt bine. M-am odihnit mult. Dai bre, lasă-mă să vorbesc cu el. Îți zic eu că n-am făcut treabă bună, că aia n-am mai trecut pe aici. Opri, lasă-mă în pace! Dorele, stă lumea după tine, dă-mă cu anularea aia. Bă, trebuie să închid că vine Machi și iar să panichează tatăl meu, vede că stau la telefon. Du-te și caută cardul. În Na, spate unde ai fumat, acolo ai pierdut. Dă-și tu un semn. Dacă e zilele astea... Hai mă băieți, că stăm... Mai vorbim și noi. Okay. Și dacă tu te duci în spate... Hai, ne auzim. Bagă și tu oțetul ăla unde trebuie. Gata, șef. Dăm și noi un pic cu mopul aici, că a vărsat o doamnă sare pe jos și știi că e cu ceartă sare. Nu te trezi. Încep să mă mint că e chill și e bine. Îmi propun să te uit, dar îmi las mereu pe mâine. În fine seară băut, visam, te auzeau. Zâmbeai și nu spuneai că nu mă mai primești peste program. Și după intram. Nu pot sta mult, o să mă trezesc. Vreau să te ascult, să tac și să te privesc. Ce-a fost, a fost, se la vis s-a încheiat. Dar în gândul meu îți spun întrebări de... Te-ai lăsat de fumat, te-ai apucat de cântat. Oare ce te-a mai tripat? 13 secunde, iată, n-au rămas. Eu zâmbesc, ea mă pupă pe obraz. O iau de mână, știind că trebuie să o las. Și dispare, ea e doar stare. Încerc să mă mint că e chill și plăcut. Mi-am propus să te uit, dar și azi m-am prefăcut. Mersi pentru tot și îmi pare rău că te-am păstrat atâta timp în capul meu. Treci pe secunde, atât am avut să vorbesc. Dar eu am tăcut. Când m-am trezit, ea a dispărut. Și nu doare, ea e doar o stare. Ca o pasăre sub soare, ea dispare. Frumoasă ca o culoare, ea e doar. Încep să mă mint că e chill și e bine. Îmi propun să te uit, dar o las mereu pe mâine. În fine.
dai sau aleg? Nu, alegi o carte. Gândește la așternutul tău, dar tu ai iubit o femeie legendă mult de tot și v-ați despărțit? Nu, tot cu ochii în camin închiși. Da. Da. Dar e lăcrimată? Nu e cu nimeni acum? Cine, tipa aia? Da. Nu știu. E singură. O casă. Îndoită. La o zi mare. Că uite, vezi, ea de la un drum. În casă, dar ea te vedea, dracu. Uite, ea, drum. Lăcrimată de dar, are și bani, o femeie cu bani. Și astea, aici, într-o adunare de oameni de stat și te-a văzut și pe tine, ești și tu acolo. Și te vezi și la pat. Te vedea la patul tău. Ia-o-s-o pe asta. Pe toate le dau gata. Așa-s nopțile de vară. Îți pierd tinerețea-n gară. Sabarubadei, sarubadei, rai, 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 rubadei. Sabarubadei, sarubadei, rai, așa-s nopțile de vară. Îți pierzi tinerețea-n gară. Sabarubadei, sarubadei, rai, 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 rubadei. Sabarubadei, sarubadei, rabarai. Sabarubadei, sarubadei, rai, 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 rubadei. Sabarubadei, sarubadei. De vară îți pierd tinerețea-n gară. Sabarubadei, sarubadei, rai, 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 rubadei. Sabarubadei, sarubadei, rabarai. Sunt golan, sunt terbedeu. Am fost toată viața mea. Mi-am ascultat inima. Că așa-s nopțile de vară.